Bună seara din nou! Începem o nouă emisiune din cadrul Bioculinariei, o emisiune pe care o realizăm aici la Tele Europa Nova în fiecare marți seară de la ora 7. În această seară aș vrea să vă prezint o tematică pe care cu toții am început să ne împrietenim cu ea. Este săptămâna Paștelui. Este săptămâna în care deja mulți dintre dumneavoastră se gândesc la alte tipuri de mâncare. O săptămână în care deja v-ați obișnuit să postiți, așa cum o spunem cu toții. Ne-am bucurat să știm că postul pe care l-ați ținut l-ați făcut și cu trupul, și cu mintea, și cu sufletul, și că nu v-a fost gândul doar la mâncare. Dar ca să venim totuși în întâmpinarea noastră, ne-am hotărât să vă arătăm câteva mâncăruri mai speciale pe care noi le avem în ziua de Paște pe masa noastră. Ne-am bucurat că aceste feluri de mâncare să ajungă și în bucătăria dumneavoastră cât de curând și să vă binecuvânteze cu îmbălsămarea în totalitate a tot ceea ce ne oferă ca și nutrienți pentru noi. Prin urmare, astăzi ne-am hotărât să vă arătăm cum se gătește, în primul rând, un dulce bun, benefic, adevărat, care nu are niciun aditiv și niciun constituent negativ pentru organismul nostru. Ne-am hotărât să vă arătăm icrele de amarant și să nu vă speriați când vă spunem un nou cuvânt sau un nou aliment în alimentația noastră, amarant. Amarant este o nouă, să spun așa, mâncare pe care vrem să o introducem în alimentația dumneavoastră, chiar dacă de ziua de Paște. Și nu mai departe mergem înspre un dulce foarte bun pe care îl vom face din mei, un alt aliment care probabil că nu v-ați gândit până acum la el. Așa că cele trei tipuri de mâncare pe care vi le vom prezenta în această seară sperăm să fie pe placul dumneavoastră și pe gustul dumneavoastră. În seara aceasta am două invitate speciale, pe doamna dr. Ramona Vuza. Bună seara! Bună seara! Și eu mai am o invitată mai specială, dragă mie foarte, foarte mult, pentru că mi s-a părut de multe ori că vine în întâmpinarea noastră cu o energie pozitivă și cu multă dragoste, doamna dr. Giurgiuman Suzana. Bună seara! Mulțumesc. Și vă mulțumim tare mult că ați venit lângă noi în această seară și sperăm din suflet ca tot ceea ce vă vom spune să fie spre beneficiu tuturor, așa nostru și a celorlalți care ne vor asculta. Pentru că mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit cu siguranță la acest post al Paștelui, mă gândesc și m-aș bucura să știu că și în gândurile noastre a fost o binecuvântare pentru trup, o curățare, atât spirituală cât și trupească. Prin tot ceea ce am reușit noi să mâncăm în acest post, ne-am gândit să vă dăm câteva sfaturi de Paște, în așa fel încât tot ceea ce noi am muncit pentru trupul nostru în acest post, să nu îl pierdem, să reușim să-l păstrăm mai mult timp și să vedem prin beneficiile sănătății noastre această curățire spirituală și trupească. Am să o întreb între timp pe una dintre doamnele doctor să ne spună cum se gândește la o mâncare sănătoasă de Paște? Ce ar trebui să cuprindă o mâncare sănătoasă de Paște și ce ar trebui să facem în așa fel încât să ne păstrăm sănătatea? Haide, Ramona, hai să începem cu tine. Între timp, eu o să-mi cer voie să încep să bucătăresc, pentru că v-am pregătit totuși trei sorturi, un pic mai complicate ca de obicei, așa că fiți atenți. O să facem ouă umplute cu pateu din soia și semințe de cânepă. Va fi prima rețetă pe care o vom face în această seară. Rețeta va consta din boabe de soia fierte cu codimente, busuioc, cimbru, ghimbir, și o foaie de dafin și sare marină. Pe urmă, ouăle sunt fierte simplu, le vom tăia în jumătate și vom scoate conținutul pe care îl vom amesteca în pateu. Semințele de cânepă, am vorbit data trecută despre ele, atât de valoroase pentru noi cu toți cei 21 aminoacizi esențiali și neesențiali. Prin urmare, trecem la treabă, începem să pregătim pateul, timp în care doamna doctor ne va povesti câte un piculeț din ceea ce înseamnă păstrarea a ceea ce noi am reușit să aducem prin acest post în trupul nostru. Sigur, semnificația Paștelui este profund spirituală și pe lângă aceasta trebuie să fim foarte atenți și la celelalte aspecte pe care le aduce această sărbătoare,
Adică avem timp mai mult să ne reunim în familie, să stăm de vorbă unii cu alții, să ne bucurăm de prezența rudelor, să ne bucurăm de prezența prietenilor, mai ales în această perioadă în care în restul zilelor știți foarte bine cât suntem de aglomerați și timpul ne presează mereu și mereu. E, acum avem ocazia să fim mai relaxați și să ne bucurăm de toate acestea și nu în ultimul rând mâncăm împreună. Avem mult mai multe ocazii de a sta la masă împreună, de a vorbi mai mult la masă și aici puțin cu ce aș începe să fim atenți, a fi chibzuiți. A face cu măsură, a face totul cu gânduri bune, a face totul cu pace, cu seninătate și atunci și lucrurile care vor veni în viața noastră vor fi o continuare a acestui post, precum ai spus tu, un post al trupului și al sufletului. Deci, un îndemn la cumpătare, în primul și în primul rând. Aș vrea să vă gândiți și la ceea ce ar fi bine ca oamenii să înghită în această perioadă, să nu le spunem ceea ce să nu înghită. Eu zic să le spunem ceea ce este bun și benefic totuși după un post, în așa fel încât urgențele de după această minunată sărbătoare să nu se umple, să nu avem atât de lucru nici noi, nu? Și să ne bucurăm din plin de plinătatea, să spun așa, sărbătorii. Ce ar fi bine ca oamenii să consume în această perioadă de după post? De după post, da. Pentru că Paștele vine exact după... Da, cine a făcut postul de Paști și a curățat și trupul. Așa este. Dacă faci curățenie și vii cu foarte multe otrăvuri, eu le zic otrăvuri, cu foarte multe grăsimi, cu foarte mult zahăr, cu o carne foarte grea, nu o să vă le placă ce spun. Carnea de miel este o mâncare foarte grea. Atunci, deci, sigur, cu măsură. Eu n-am zis să nu se consume. N-am zis să nu se consume ouăle roșii, să nu se ciocnească, să nu se consume simbolic. Nu 4, 5, 6 ouă deodată. Să nu se consume cozonac și așa mai departe. Dar numai cu măsură. Într-adevăr, în anii trecuți, mai puțin în ultimii, eu sunt medic de familie, trebuie să vă spun, și în ultimii ani n-am avut niciun pacient după sărbătorile de Paști care să se prezinte cu o gastrită acută sau cu o colică biliară. Asta înseamnă o bună profilaxie la cabinetul tău. Da, cel ne puțin. Cu unii mă cunosc de aproape 20 de ani, ne cunoaștem de 20 de ani și știu, eu am încercat să-i sfătuiesc să, cum ai spus și tu înainte, cu multă chibzuință, ca să-și aducă aminte cu plăcere de masa de Paști sau masa de duminică sau masa cu prietenii și nu să se termine amintirea sau să înceapă cu ziua petrecută la urgență. Deci noi nu spunem să nu se consume miel sau ou sau cozonac, doar cu chibzuință și dorim să vă furnizăm niște informații. Nici eu nu le-am cunoscut de mult timp, chiar în urmă cu câteva ore m-am mai documentat. Eu sunt aici în calitate, cum să vă spun, am spus și altă dată, în calitate de învățăcel. Eu vreau să învăț de la Nina și de la Ramona cum se mănâncă sănătos, să-mi diversific în primul rând alimentația, pentru că mei, nu știu dacă am consumat vreodată în viață, soia am mai consumat, dar e posibil să fi fost cea modificată genetic, amărant am consumat, dar și l-am cunoscut tot prin intermediul Alinei și al Ramonei. Prin urmare, eu învăț de la ele și tot ce învăț doresc să transmit mai departe familiei, prietenilor și nu în ultimul rând pacienților mei. A sosit o prietenă dragă, da, din București. Este așa. O nouă invitată de-a mea, care eu am ținut foarte, foarte mult să avem alături de noi. Mulți dintre români îi vor spune într-un mod, să spun așa, un pic mai drăguț. Îi se spune doamna Cânepă. Nu știu dacă neapărat pentru modul în care consumă cânepa, adică cred că este unul dintre cei mai mari consumatori de cânepă din țara noastră, deși ne alăturăm, cred că, cu pași repezi spre consumul, s-ar putea să o și depășim între timp la consumul de cânepă, ci pentru că ea este inculpată, să spun așa, pentru tot ceea ce avem noi ca și bunătate pe masă, adică cânepa de pe masa noastră.
De ce spun asta? Pentru că nici eu n-am cunoscut cânepa înainte de a o cunoaște pe Oana și eu am avut beneficiul nemaipomenit de a intra în posesia unui astfel de aliment, medicament, așa cum v-am spus, o emisiune întreagă și așa cum eu am constatat la un moment dat că într-adevăr este extraordinar de benefic pentru noi. Prin urmare, am ținut să o am aici alături de noi. După emisiunea de data trecută, foarte, foarte multă lume m-a întrebat cum nu este vorba cumva de acea cânepă care are alte beneficii pentru noi și am spus: oameni buni, trebuie să aflați o explicație foarte, foarte, foarte bună și adevărată, care ne-o dă un specialist în cânepă și trebuie să auziți neapărat ca să vă convingeți că ceea ce noi vă adresăm ca și mâncare sănătoasă este într-adevăr sănătoasă și benefică. Bună seara, Oana! Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație! Îmi pare rău că am întârziat. Mă bucur mult de tot că avem aceste emisiuni și vreau să vă mulțumesc mult că ne ajutați să promovăm și să aducem mâncarea produsele din cânepă. Mâncarea sănătoasă și acum, în particular, produsele din cânepă mai aproape de clujeni, în primul rând. De clujeni, așa este. Mulțumesc mult încă o dată. Cu mare drag. Mulțumesc, Alina. Subiectul principal pentru care am venit nu e cânepa marihuana. Și dacă da sau dacă nu, de ce da sau de ce nu. Cânepa pe care noi o folosim pentru alimentele cu care acum gătește Alina e cânepa industrială, e cânepa comună pe care noi am cultivat-o în România înainte de 89 pe un număr foarte mare de hectare și eram chiar al patrulea exportator din lume. Care e diferența între cânepa industrială și marihuana sau hașiș? Diferența e dată de o anumită substanță care se numește THC prescurtat, în termeni mai științifici se numește tetrahidrocannabinol și care e substanța halucinogenă și care dă acele efecte de stare de bine sau de relaxare în marihuana pe care o fumează în anumite țări chiar legal oamenii. Nivelul de THC în marihuana este în mod normal între 12 și 18%, poate să atingă chiar 20%. Nivelul de THC în cânepa noastră, cânepa comună, este sub 0,2%, aceasta e limita europeană admisă. Din analizele loturilor pe care le procesăm noi suntem mult sub 0,05%. Asta e... Explicația științifică, o explicație mai plastică, mai sugestivă este că dacă am vrea să obținem un minim efect halucinogen din cânepa comun, ar trebui să fumăm o țigară cât un stâlp de telegraf. Deci cred că cu această explicație am reușit să ajungem în sufletele dumneavoastră și să înțelegeți că de fapt aceste semințe de cânepă, nuca de cânepă pe care noi o folosim și de acum înainte o vom folosi mult mai mult în mult mai multe rețete și să nu vă speriați dacă nu există nicio carte de bucate cu acest produs, aliment, medicament. O să încercăm să venim în întâmpinarea noastră cu multe rețete în care noi am introdus deja acest aliment tocmai pentru că este extraordinar de benefic. Și acum, ca să întrerup un piculeț așa discuția, o să vă spun că în mixerul meu în secunda aceasta se află așa, cam 50 de grame de nucă de cânepă sau semințe de cânepă decorticate, două linguri, trei maxim, de ulei de cânepă presat la rece, două gălbenușuri de ou, soia, care a fost fiartă în prealabil și codimentată. Și acum, în secunda asta, așa cum îmi place mie să spun, pe lângă mărarul pe care l-am mai introdus ca și aromă, să dea o aromă mai deosebită, în secunda aceasta o să blenduiesc așa cum îmi place mie să spun, o să fac un pic de zgomot, dar în 30 de secunde pateul meu o să fie extraordinar de gustos și minunat. Speranța că n-a durat mai mult de 30 de secunde, pateul nostru este gata. Avem
pateu din soia cu semințe de cânepă, pateu pe care noi îl vom folosi la umplerea ouălor de Paște. Va fi foarte, foarte, foarte binevenit pe masa fiecăruia, va fi un aliment foarte, foarte sățios, pe care cu mare drag vi-l oferim și vă rugăm să nu uitați că în momentul în care noi folosim un pateu care ne este benefic și sănătos, vom aduce mult mai multe beneficii organismului nostru decât o rețetă care ne va forma o, să spun așa, mai mult un efect gastric de sațietate decât o bunăstare și o hrănire a celulelor noastre sănătoase. Am umplut ouăle și, precum ați văzut, rețeta noastră n-a durat foarte, foarte, foarte mult. Dacă dorim, putem să punem pe margine și un piculeț de sos, așa încât să le înnotăm un pic în sos și o să vi-l și ornăm, să vedeți că se poate face ouă umplute de Paște, foarte, foarte sănătoase, sățioase, adevărate, cu care cred că ne vom bucura și stomacelul, și ochii, și sufletul, știind că este sănătos, știind că este bun. Într-o secundă îl termin și de ornat și o să vi-l și arăt. Dar două minute mai am așa încât să vă conving că se poate face ceva foarte, foarte bun. Mai am o secundă. Ia să vedem. Și între timp, poate una dintre doamnele doctor ne va și spune care este beneficiul acestui pateu și de ce este mai bine să facem, să spun așa, roșiile uscate, umplute, să le facem cu alt fel de pateu decât cel cu care ne-am obișnuit în fiecare an la ouăle umplute. Cine ne va spune un piculeț câteva vorbe despre acest pateu? Greu de comparat, pentru că eu nu prea fac ouă umplute în mod tradițional. Iar eu n-am mai gustat așa ceva. Deci da, pentru toată lumea este o noutate. Este o noutate. Oricum, gândindu-ne la semnificația nutrițională a acestui produs, cu siguranță, după post, va fi un produs binevenit, pentru că va fi mult mai ușor de digerat decât dacă va fi făcut în mod tradițional. E gata. Așa, după cum îl vedeți, la prima vedere, să spun așa, nu știu dacă îl țin bine, cred că se vede bine, așa cum vi se pare, credeți că ați putea să-l consumați la masa de Paște? V-ar pica bine un astfel de... Mai ales conține și boabe de soia și e foarte bine să consumăm cel puțin o dată pe săptămână un preparat cu boabe de soia. Este o proteină foarte valoroasă, conține toți aminoacizi esențiali și... este un bun protector pentru și ne asigură o profilaxie bună în cancerele de colon, în cancerele de sân, cancerele de prostată. Deci nu-l evitați măcar o dată pe săptămână să consumăm un preparat cu boabe de soia. Eu vreau să adaug două lucruri. Odată că aminoacizii esențiali și în general toți aminoacizii din soia se găsesc în cantitate dublă în soia față de carne, ceea ce noi n-avem de unde să știm, nu ne vine să credem. Doi, și sunt mult mai ușor de asimilat. Nu îngărașă, pentru că soia sau făina, dacă luăm făina obținută din soia, conține de 5 ori mai puțin hidrocarbonați decât făina de grâu. Deci să nu ne speriem că aceasta este o bombă pentru îngrășare. Dimpotrivă. Deci se poate consuma fără probleme. Boabele de soia se înmoaie 12, 24, 48 de ore chiar, timp în care cantitatea de fitoestrogen se sporește. Deci este de preferat a nu se consuma imediat fiartă, obligatoriu întotdeauna fiartă, ci să o ținem în prealabil puțin la înmuiat. Și dacă e vorba de fitoestrogen și ne gândim și la o anumită perioadă critică... Premenopauză, menopauză... Și conținutul de foarte, calciu e important. Și este foarte binevenită. Da. Deci să înțeleg că ouăle mele vor fi benefice, chiar dacă n-ați mai gustat până acum ouă umplute cu semințe de cânepă, da? Este o premieră.
Să știți că la această rețetă m-am gândit seara trecută. Apropo, ești acasă de Paști. Da, așa este, așa este. Deci eu n-am să le gătesc. Da, așa, așa. O să gătesc pentru mai mulți prieteni probabil această rețetă. Eu m-am gândit ce și-ar dori lumea și ce mănâncă lumea de Paște de obicei și care sunt obiceiurile vechi pe care să le aducem în casa noastră sub forma mâncărurilor sănătoase. Să aducem obiceiuri vechi îmbinate cu mâncare sănătoasă, obiceiuri pe care să le cizelăm așa un piculeț, să le dăm un strop de sănătate, să renunțăm la ceea ce știm că nu ne este benefic, să nu ne gândim că a fi tradițional înseamnă a fi în primul rând nesănătos, ci să luăm doar partea bună a lucrurilor, să luăm exact ouăle care nu fac răul chiar cel mai rău și care sunt totuși sănătoase în alimentația noastră, să găsim un pateu sănătos cu care să le umplem, încât să fie benefic organismului și să le ornăm ca atare, încât să ne facă poftă, să reușim să le mâncăm cu plăcere, să ne bucure. Și atunci, n-am putut să vă las doar cu mâncarea tradițională. Un sort de mâncare tradițională am găsit, ouăle umplute. Prin urmare, ne gândim și la amărant. Amărant pentru că iarna asta a fost extraordinar de lungă, pentru că au fost foarte multe viroze, pentru că sunt foarte mulți oameni care au avut de suferit de pe urma virozelor. Chiar și în ziua de astăzi mai sunt oameni care încă mai tușesc și care încă mai au probleme după aceste viroze. Amărantul este un element important și cheie pentru curățarea aparatului nostru respirator. Aș vrea să vă arăt cum arată amărantul fiert. Amărantul de obicei se limpezește bine, 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 bine. Ele sunt niște bobițe micuțe, micuțe, micuțe. Este o cereală, o proteină superioară. În momentul în care o fierbem, arată ca o mămăliguță. Sper că reușesc imediat așa. Odată fiartă, are textură de icre. Arată ca și icrele, exact ca și icrele. De aceea noi ne-am gândit la rețeta de icre de amărant. Rețeta este foarte ușoară. Fierbem icrele, care se mulțesc de 3 sau 4 ori. După ce le-am spălat bine, bine în prealabil, adăugăm în mixer, în primul rând, ceapă, pe urmă icrele fierte sau amărantul fiert și un pic de griș fiert în lapte vegetal, și această rețetă este încă de post, mai păstrăm un piculeț, să spun așa, amintirea postului și totuși sățios, peste care vom adăuga un pic de ulei, bineînțeles de cânepă, pentru că ne-am obișnuit cu el și ne place. O să punem un pic de ulei de cânepă, așa că am o linguriță, o linguriță jumate. După care, din nou, o să trecem la blenduit și vom obține foarte, foarte, foarte ușor icrele de amărant. Nu uităm lămâia, ca să-i dăm gustul de icre pe care îl știm. Stoarcem un pic de zeamă de lămâie. Așa, și pentru că tocmai ne-a scăpat un sâmbure, niciodată sâmburele din citrice nu lăsăm să se blenduiască pentru că mâncarea noastră va ajunge amăruie. Îl culegem și îl punem deoparte ca să fim siguri că obținem ceva bun și hrănitor. Și până când una dintre doamnele doctor ne va povesti un piculeț ce înseamnă amărantul și dacă ne va face rău după acest post sau nu să consumăm amărant. În niciun caz nu ne face rău. Așa, deci reacțiile au fost în lanț, în niciun caz. O să auziți, de fapt, beneficiile amărantului și ce este, de fapt, acest aliment. Între timp o să montez mixerul meu așa, care este un pic mai complicat decât am crezut în momentul în care l-am achiziționat. Așa. Acum, într-o secundă, vă facem icrele, după care vă spunem beneficiile. Gata, am terminat. Icrele sunt albe, sper și gustoase, sunt sățioase și până în momentul în care doamnele doctor ne vor spune câteva cuvinte despre amărant, am să vă pregătesc câteva feliuțe care am să le ornez așa încât să vă atrag atenția. Așa arată icrele, au ceapă, griș fiert în lapte vegetal și amărant fiert simplu cu sare.
amestecate cu un pic de ulei și cu un pic de lămâie, icrele de amarant sunt gata. Deci nu este greu de făcut, este foarte ușor, vi le recomand cu mare drag să vă apucați să le gătiți. Ascultăm beneficiile amarantului până vă pregătesc o altă frumoasă, să spun așa, farfurioară pentru masa de Paște, să vedem ce putem să obținem din aceste ingrediente așa pe masă, încât să ne facă cu ochiul și să începem să le consumăm. Sigur, mai puțin cunoscută la noi ca și cereală, amarantul. Este de origine din Africa, dar mai nou a ajuns și la noi, chiar o găsim și în Cluj-Napoca, ca și plantă ornamentală, mai puțin cunoscută ca și valoare nutritivă, dar este o cereală cu o valoare proteică deosebită. Conține aminoacizi foarte ușor de asimilat de către corpul omenesc, până în proporție de 75-80% din aminoacizii care îi conține se asimilează, ceea ce e foarte bine. Un aminoacid important este lizina, care ne asigură pe parcursul vieții o protecție împotriva aterosclerozei. Deci cel puțin un motiv foarte temeinic să includem amarantul în alimentația noastră. Apoi, așa cum ai spus și tu, este un foarte bun tonic pulmonar, deci îl consumăm din plin pe perioada de toamnă târzie, iarnă, primăvară, pentru că ne asigură o protecție pulmonară bună. În special, iarăși pentru populațiile care locuiesc în zone mai poluate, este deosebit de benefic. Iar pregătirea lui, precum s-a văzut aici, este rapidă, ușoară, se poate prepara sub formă de dulce, se poate prepara sub formă de sărat, asemenea unui orez, în funcție de ce îl combinăm. Deci, deosebit de valoros. Prin conținutul lui bogat în fier, magneziu, potasiu, toate ușor asimilabile, toate acestea îi întregesc valoarea lui deosebită. Mai am un piculeț de ornat și vă arăt imediat ce frumoasă farfurioară am terminat de făcut, da? Dacă pot să te completez. Da, te rog. Da. Deci acea lizină este importantă, care are și indirect un efect anticanceros. Nu lasă colagenul să se lipească, să adere de celulele canceroase și astfel să crească tumora. Dar pe lângă asta are un conținut foarte mare de fier și un fier foarte ușor asimilabil. E foarte important, pentru că se zice că 20% din populația globului suferă de lipsă de anemie feriprivă. Da. Mai mult sau mai puțin ascunsă. Da, și asta este foarte important. Deci sunt multe motive pentru care cercetătorii cochetează cu ideea de a fi planta viitorului. Unii pun semne de întrebare, își pun semne de întrebare și zic, oare va înlocui această plantă foarte veche de altfel, grâul? Se știe că a fost folosit și de amarantul, a fost folosit și de asteci și era folosit și în alimentația sugarilor. Așa este. Este acceptat. Omenirea întotdeauna uită tot ce a făcut și bun și rău. Mereu trebuie să reînvățăm aceleași lucruri de cele mai multe ori benefice și uităm și răul pe care îl facem și de foarte multe ori îl repetăm. Ar fi bine acum să redescoperim și să nu mai uităm aceste beneficii, mai ales că s-a adus în Europa, este o plantă aclimatizată, chiar într-o țară vecină în anii 90 s-a adus, se cultivă. Să știți că prima dată amarantul la noi în țară l-am văzut pe marginea drumului, ca și plantă ornamentală, pentru că ea arată ca o, cu ce să o compar, O tufă vișinie, da, așa, un ca o vâlvătaie de roșu, să spun așa, de foc, o plantă cu o tulpină nu foarte groasă, nu foarte subțire, dar care are multe, o inflorescență așa ciorchine, să spun, care e ca o vâlvătaie, merge în sus. Această inflorescență poate ajunge până la un kilogram. Exact, foarte productivă. O să vă arăt ce amarant v-am pregătit între timp, să vedeți cum arată amarantul. Pe lângă acestea, să nu uităm că nu conține gluten. Așa, deci, pentru persoanele cu intoleranță la gluten, este deosebit de binevenit amarantul.
Și încă ceva cred foarte că v-am făcut poftă cu siguranță, sper, cel puțin. Adina, dacă da. NASA a da. Înscris acest aliment în hrana zilnică sau hrana astronauților, da. Cu siguranță că putem așa, să avem și noi încredere în această hrană. Nu întâmplător a ajuns acolo pe lista alimentelor indicate pentru astronauți. Deci deja un următor deci, aliment, să spun, în alimentația noastră care merită luat așa, o să facem o listă alimentelor super benefice, cred că așa o să le numim. Am început cu cânepa, urmează amărantul, imediat o să ajungem și la mei, da? Imediat o să ajungem și la mei și sperăm ca din ce în ce mai mult și în România aceste, să zic așa, produse să se cultive din ce în ce mai mult, încât și românii să aibă acces la și să la se consume. Și să se consume, bineînțeles, să aflăm cum să le gătim și cum să le consumăm. N-ați scăpat de mine, pentru că mai avem un desert între timp și trecem pe următoarea pistă, care se numește meiul. Meiul care, de multe ori când spun oamenilor, am să fac o budincă de mei minunată, deosebită. Prima replică este mâncarea pentru papagali. Exact aceeași replică pe care eu am de fiecare dată când ofer cuiva cânepa. Este cealaltă cânepă. Nu este mâncare pentru papagal, este mâncare pentru corpul nostru. Și cred că o să aflăm imediat și beneficiile meiului. Nu? Și aici o lăsăm pe doamna dr. Giurgiuman să ne spună ce înseamnă meiul în alimentație și cât este de important și dacă merită sau nu să-l introducem în alimentația noastră. Trebuie să fiu până la capăt sinceră. Așa. M-am documentat. Nu mi-aduc aminte să fi mâncat vreodată mei, sincer, poate am consumat, dar nu mi-aduc aminte. Va fi o premieră și pentru mine. Și documentându-mă am aflat cât este sau cât ar putea să fie de important și de benefic acest aliment. Citind, doar citind, v-ați convins că trebuie să-l consumați? Da. Ce m-a întrebat prima dată și mi-a plăcut este un aliment alcalinizant. Da, din cauza stilului nostru de viață, a mâncărurilor pe care le consumăm, a prăjelilor, mediul nostru intern este acid. Mediul acid este mediul propice pentru boală și îmbătrânire precoce. Deci, din start, noi trebuie să ne alcalinizăm pe cât posibil. În al doilea rând, conține foarte mult magneziu. Este indicat pentru persoanele cu boli de inimă, este indicat pentru cei care prezintă crize de astm și migrene. Are și o vitamina B3, care este importantă și are rol în scăderea colesterolului. Deci din start și de aici pornind chiar pentru slăbire. Deci nu îngrașă, ajută tocmai la slăbire. Asta e o mare problemă a sfârșitului de secol 20 care a fost și început de secol 21. Tocmai pentru că este alcalinizant, bănuiesc că de aici derivă efectul antimicotic foarte puternic. Noi suferim în civilizația noastră, hai să zicem, europeană, poate în alte părți nu este aici. Mă refer la europeni, mai mult și la nord-americani. Foarte mulți dintre noi avem candidoză. Deci ciuperca anumită candida albica ne invadează organismul, dar de ce? Pentru că îi oferim un mediu propice acid. Deci dacă consumăm mei, ne mai echilibrăm deci și devenim mai sănătoși. Așa este. Devenim și noi mai drăguți, nu mai devenim acizi, nu? Ne transformăm un piculeț și sufletul dacă începem să consumăm și meiul. Deci mare atenție la cei care sunt din fire acizi, le recomandăm să consume mei din abundență. Rețeta mea, o să le spun între timp și rețeta. Între timp am decojit o banană, am curățat un măr, l-am tăiat bucățele în blenderul meu, după care am pregătit separat meiul care este gata fiert și meiul, în primul rând aș vrea să știți că meiul, dacă eu aș răsturna în secunda asta acest mic castronaș, v-aș spune că a devenit ca o mămăligă oltenească, foarte, foarte, foarte bine închegată. Și ca lumea să știe că meiul este extraordinar de important, să știți că înlocuiește oul în post. Poate că este un pic prea târziu când v-am spus, să spun așa, acest mic secret, dar să știți că oricând veți dori să înlocuiți oul, puteți să folosiți făina de mei cu mare succes. Totodată, apropo, se poate să facem mămăliguța. Apropo de făina de mei, dacii noștri foloseau meiul pentru mămăligă. Pentru mămăligă, pentru așa este. Porumbul a apărut mai târziu la noi și mămăliga se făcea din făină de mei. Așa este. Cel instantaneu se încheagă și se încheagă foarte, foarte bine. Cred că am putea să-l tăiem chiar și coață, așa cum fac oltenii.
Așa. Prin urmare, o să vă dați seama pe parcurs, când o să începeți să consumați meiul, să vă dați seama că are un gust ușor dulceag. De aceea noi preferăm să facem în primul rând desertul din el și pe urmă să-l trecem la sorturile de mâncare sărată. Deși se poate combina exact ca și o mămăliguță, exact în aceeași condiții în care se combină și mămăliguța, dar noi o să punem în seara asta doar fructe, mei, adăugăm un pic de scorțișoară și bineînțeles miere. Orice dulce se prepară cu miere, mai ales dacă este făcut la rece, dă o savoare deosebită. Deci vom adăuga un pic de scorțișoară. Și în afară de scorțișoară, să știți că la această rețetă, mă bate gândul și nu o să mă abțin, o să vă pun și un pic de cânepă. Foarte puțină cânepă. Așa încât să vedeți că atât în dulce cât și în sărat, această nucă de cânepă dă o savoare deosebită. Puțin, foarte puțin. Așa cât să simțiți că ați primit și un pic de sațietate pe lângă ceea ce v-am oferit. Așa, și mai avem mierea. Doar mierea și suntem gata. Desertul nostru este în 2 secunde, o să vedeți că este un foarte, foarte, foarte bun desert. Bineînțeles, obținut foarte repede. Noi nu știm să facem decât mâncare foarte, foarte repede și trebuie să ne obișnuim să vă gătim mâncare foarte repede pentru că timpul este foarte scurt întotdeauna în acest studio. Cred că aș putea să vă gătesc într-un final să ajung la 4 sau 5 sorturi, dar deocamdată reușesc doar 3 în timp de oră. Și o să adaug un piculeț de apă pentru că meiul meu este foarte, foarte închegat în secunda aceasta. O să punem un pic de apă de izvor. Apă de izvor de la 7 izvoare, cum îmi place mie să-i spun, încât să devină un piculeț mai omogen, să nu fie atât de compact. O să recunosc că îl dregem un piculeț, pentru că normal meiul ar fi trebuit să-l punem cald. Dar pentru că timpul nu ne permite să-l facem aici, meiul nostru este deja preparat sau semi-preparat, așa că un piculeț o să ne distrăm cu macerarea lui. O să-l mișc un piculeț, chiar un pic, cât să îl determin să se întrepătrundă, să spun așa, unul cu celălalt. Cam câte minute ai fiert în meiul? 10 minute. 10 minute maxim este fiert. Foarte repede să fierbe. Așa. Gata, s-a obținut ca o cremă pe care noi o vom așeza într-un bol. Deci deja o să vedeți că este suficient de gros și ca să fie și foarte apetisant, o să-l ornăm cu kiwi. Cu kiwi, în așa fel încât să mai schimbăm un pic culorile de pe masă și să vă atragem la masa noastră de Paște îmbelșugată, să vă atragem cu multe, multe, multe culori vii. De fapt, masa, să spun așa, cu bunătăți, ar trebui să fie foarte colorată, ar trebui să miroase foarte bine, cred că simțiți aromele și mirosurile, nu? N-ați scăpat de ele. Și să vă atrag atenția în așa fel încât să vă determine să întindeți mâna după ele. Nu? Nicio șansă să fie altfel. Nicio șansă să fie altfel. Așa, și ca să, între timp până ce eu termin de ornat, aș vrea să o provoc pe Ramona, care de obicei gătește, aș putea să spun, cele mai bune sarmale pe care eu le-am gustat vreodată. Și pentru că este o mare preparatoare de sarmale adevărate, după, să spun așa, o rețetă care nu ne creează probleme ulterioare, am să o provoc să vă dea o rețetă de sarmale, pentru că mulți dintre dumneavoastră preferați să aveți în ziua de Paște sarmalele pe masă. Sigur, timpul nu ne permite aici să le preparăm.
Dar măcar dacă am să spun ingredientele, poate că unii vor fi tentați să le încerce, dacă nu la masa de Paști altă dată, dar vă asigur că sunt mult mai ușor de preparat și mult mai ușor de digerat de către organism, și anume să le preparăm din orez integral, care a fost fiert 10 minute și urmează să fie amestecat cu semințe, cu semințe de floarea soarelui, cu semințe de dovleac, cu semințe de cânepă, foarte interesant gustul cu semințe de cânepă, nuci, caju, migdale, toate măcinate, amestecate cu acest orez integral, cu rădăcinoase rase și condimentate, după preferință, cu cimbru, mărar, pătrunjel, depinde aici fiecare cum preferă, și puțină sare, și compoziția este gata. Și va rezulta o oală cu sarmale minunată. Care să fierb întotdeauna cu mult, mult cimbru. Cu mult cimbru. Să nu uităm că aici este un secret. De fapt, cimbru pe care noi ne-am obișnuit să-l folosim în sarmale își are rolul lui, atâta doar că trebuie pus... Un bun digestiv. Da, ar trebui pus în cantități industriale la rețeta românească de sarmale, să nu uităm. Cred că, așa cum spunea și Oana, ne-ar trebui un stâlp de cimbru ca să anulăm... Să spun așa, greutatea cu care noi încărcăm. Grele. Exact, exact. Cred că rețeta noastră e ușor mai bună digestivă, să spun așa, nu ne va crea probleme, nici balonări și nici răul de după consumare. Și ca să spun așa, să nu vă dezamăgesc pentru dulcele meu pe care vi l-am oferit, o să vă arăt bolul meu cu mei. Bolul meu cu mei, care sper să vă atragă atenția, sper să vă dați seama că este foarte, foarte gustos, că putem să înlocuim cu el absolut orice dulce pe care noi dorim să-l preparăm de Paște și să nu ezităm niciodată să folosim meiul ca un aliment benefic pentru noi, indiferent că este seară sau dimineață, o mâncărică de mei întotdeauna este binevenită. Deci masa noastră de Paște, până acum, arată așa. Ouăle umplute, icrele de amarant și meiul ca o budincă cu care ne vom împrospăta și ne vom menține sănătatea cu care am reușit să ne îmbălsămăm pe parcursul acestui post, cu care sperăm să ne fi curățat și trupul și mintea și sufletul. Sperăm să deveniți mai buni după un post, sperăm să reușiți să vă împăcați atât sufletele cât și prietenii din jurul vostru. Și la masa de Paște să ajungeți cu sufletul curat, cu gânduri bune, cu multă, multă iubire în suflete și cu mult, mult drag, în așa fel încât toți cei din jurul nostru să se bucure atât de mâncarea pe care o le vom oferi, cât și de bucuria, să spun așa, sărbătorii în totalitate. Și o să le las pe doamnele doctor și pe... colega noastră sau invitata noastră, Oana, să vă spună câteva vorbe prin care să vă convingă să fiți temperați, nu lacomi, să mâncați cu dragoste și atât cât are nevoie organismul. Ramona, te rog frumos să-i determin să mănânce numai bine și numai bun, în așa fel încât să nu ajungă la urgențe după fiecare sărbătoare de Paște. Încă două, trei cuvinte despre desert, că vreau să-i bucur pe telespectatori. Așa. Despre deserturile de Paște și să nu-i dezamăgim. Puteți să preparați deserturi minunate și foarte sănătoase, folosind rețetele mai vechi care le aveți în caietele dumneavoastră, dar puțin modificate. Adică folosiți făină integrală, folosiți ca și înducitor zahărul brun sau fructele uscate sau șteviozida sau, dacă prăjitura e preparată la rece, miere. De asemenea, ca și aromatizante, putem folosi coajă de lămâie și de portocală, dar atenție să fie din fructe ecologice, a căror coajă se poate curăța.
De asemenea, dacă avem copilași la masă și nu numai, și pentru noi, să folosim înlocuitor de cacao, putem folosi pudra de roșcove, carobul, care este foarte mineralizantă și este, nu este excitantă precum cacaoa. Deci, avem variante de a face un dulce foarte, foarte sănătos pe masa de Paște. Deci am vrut să închei prin cuvântul dulce. Deci să aveți o masă dulce. Asta a fost mesajul pe care vi l-a transmis Ramona. O masă dulce și da, cu prietenie, și atunci veți fi și voi dulci și prietenoși. Așa este. Suzana. Eu vreau să zic două lucruri. Am citit, n-am preparat până acum, dar sunt curioasă și voi prepara. Voi vopsi altfel ouă de Paște. Să nu folosim euri, nu știu cât de bine ne face sau nu, pentru că știți, dacă vopsim ouăle cu vopsele artificiale și decojim ouăle, de foarte multe ori albușul închegat este roșu. Nu știu dacă ne face bine sau nu, nu discutăm acum despre asta. Vreau să încerc și sunt foarte curioasă cum arată ouăle vopsite cu cafea, cu sfeclă roșie sau cu coajă de ceapă roșie. Eu știu cum arată ouăle vopsite cu coajă de ceapă albă, dar n-am vopsit niciodată cu coaja de ceapă roșie. Trebuie lăsată coaja să stea în apă o noapte întreagă, a doua zi se fierbe puțin și după aceea se adaugă ouăle și se fierb cam 15 minute. Și încă pot să stea în acea apă colorată încă 15 minute. La fel și cafeaua. Se prepară o cafea concentrată, se răcește puțin ca să nu crape coaja ouălor, se fierbe încă 15 minute în cafea. Apropo, oare ce face cafea pe care o bem noi, unii, eu mai beau, cu noi? Cum ne colorează și ne pătează? Pentru că pătează cu rozav, de asta se obțin ouăle, au o culoare, am înțeles și am văzut în poză, maronie. Și poate cea mai frumoasă culoare ne-o dă sfecla roșie. Deci o tăiem cu bulețe, o fierbem și după aceea, în acea zeamă, fierbem ouăle. Da. Așa și un gând, am zis două lucruri. Foarte important să preparăm cu inima deschisă și cu multă bucurie și seninătate orice mâncare în general, nu numai cea de Paște, acum în special cea de Paște, și să o consumăm la fel, cu multă seninătate și bucurie în suflet. Atunci, într-adevăr, vom absorbi toate ingredientele benefice, cu siguranță. Așa este, aici vă dăm perfectă dreptate. Așa o binecuvântăm într-un fel. Dacă o preparăm așa și o consumăm. Așa cum bătrânii făceau întotdeauna semnul crucii pe pâinea cea de toate zilele pe care, înainte de a o tăia, o binecuvântau. Oana, ce gânduri bune ne trimiți! Să consumăm mai multă cânepă, în primul rând, ca să fim mai sănătoși, cred că. Singurele gânduri pe care pot eu să le transmit sunt legate de cânepă. Așa. Asta e rolul meu. Pentru că ai spus ce să facem pentru o viață mai sănătoasă. Știu din proprie experiență că trecerea de la o viață tradițională la o viață mai sănătoasă e lină și e în pași. Și de aceea cred că putem încerca să introducem în mâncarea de Paști un ingredient, un aliment sănătos, dar cu siguranță nu le vom înlocui pe toate. O lingură de ulei de cânepă dimineața, inclusă în orice, accelerează ratele metabolismului și s-ar putea să ne ajute să avem mai puține efecte secundare. O viață mai dulce. După masa de Paște și după 3 zile pline de familie, savoare și ouă. Colorate. Cu ceapă. Da. Sperăm așa, anul sfeclă acesta. Roșie. Și sfeclă roșie. Deci, prin urmare, se pare că masa noastră de Paște de anul acesta va fi ușor mai dulce, va fi cu mai multă iubire, sperăm, că am reușit să vă transmitem în casele dumneavoastră un strop de iubire ca ingredient principal al mesei de Paște, să fiți un pic mai toleranți și mai iubitori cu cei din jurul dumneavoastră, să le arătați că, de fapt, partea frumoasă a lucrurilor este mai importantă decât partea urâtă și să încercați să nu vedeți partea urâtă a lucrurilor, să pregătiți pentru familie și, pentru cei din jurul noastră mâncare cât mai sănătoasă și cât mai benefică, în așa fel încât să vă bucurați de sănătatea lor și de sănătatea celor din jurul noastră. Vă dorim să aveți un Paște cât mai plin de iubire,
să fiți binecuvântați și să fiți plini de sănătate, în primul rând. Și să sperăm că emisiunile care vor urma în fiecare marți seara de la ora 7, aici la Tele Europa Nova, să aducă un strop de sănătate în farfuria dumneavoastră și la capătul furculiței pe care o țineți cu mare, mare conștientizare înainte de a o duce înspre hrănirea trupului. Vă dorim o seară frumoasă și să fiți plini de iubire, să nu uitați de fiecare dată.